Bine m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să o prezint încă o mașină adusă la comandă. Din păcate bate vântul foarte tare, însă sper să mă aud. Și vreau să vă prezint o mașină care este foarte des întâlnită pe străzile noastre, indiferent că e vorba de acest model, indiferent că e vorba de F30, C90 și chiar și E46, de ce nu? Și am hotărât să-i fac o prezentare pentru că e o configurație destul de interesantă și pe lângă toate astea este și motorizare pe benzină, 2.0 benzină, 184 de cai. Pentru cei care folosesc Instagram, aveți pe Instagram niște poze din Olanda, din licitație și de când a ajuns, ca un before and after, iar pentru cei care nu folosesc Instagram, iată, îi facem o scurtă prezentare cât o să ne permită vremea, o prezentare exterioară, după care o să facem și un scurt test drive cu ea. Înainte de a trece la episodul propriu zis, vreau să vă prezint raportul de la acest Audi A6. Am ales acest A6 pentru că a fost cumpărat cu o daună din licitații, bineînțeles, pentru că avem și pozele de acolo și după cum am zis și prin alte episoade unde vă prezint rapoartele astea pe care vertical. Depinde foarte mult și unde a fost pusă la vânzare mașina, când a fost pusă, cât de public este site-ul ăla sau nu, adică sunt și site-uri de licitații care nu declară absolut nimic și automat nu prea poți să afli informații, decât dacă, bineînțeles, vânzătorul este onest și corect cu tine. Audi A6 diesel din 2016, iar aici găsim niște poze din licitație, pare a fi cumpărată de pe Adesa și pare a fi făcută o expertiză undeva în Belgia, cel mai probabil. În 2021, luna a treia, aici se vede și firma, cum este și Macadam, de exemplu, pentru a face diferitele expertize, însă se vede clar că dauna a fost în față, sunt aici și ceva ventilatoare rămase, mă rog, mașina a fost vândută cu dauna, asta este clar. A fost la licitație luna a treia 2021, iar la aproximativ 2 luni de zile mașina, iată, este listată la vânzare. Acum nu știu exact dacă dealerul ce a pus-o la vânzare atunci, el a cumpărat-o și el a reparat-o sau a cumpărat-o și la rândul lui, dar ideea e că e o diferență destul de mică. Aici sunt kilometri 191.000, într-adevăr, mașina destul de dotată și probabil și prețul de achiziție a fost unul mic astfel încât să renteze achiziția, pe anuncare, încălzire în scaune, cutie automată, sistem audio Bose, Matrix, panoramic, adică mașina are destul de multe rotări. După cum bine vedeți, avem aici și un istoric cu privire la kilometraj care este destul de desfășurat și asta este un lucru bun. Și aici avem o daună necunoscută, însă partea asta de necunoscut devine destul de cunoscută în momentul în care vedem pozele din licitație. Break 2016, 190 de cai mai exact, culoare albastru, tracțiune față, cutie de viteză automată, este model 2017 și aici probabil a fost fabricat într-o țară, poate să fie chiar și Belgia, țara necunoscută probabil este Belgia sau țara unde a fost pusă la vânzare, aici probabil este o eroare, nu are cum să fie matriculată și după să ajungă în Belgia, mă îndoiesc, dar aici este dauna detectată și aici mașina a fost pusă și la vânzare, deci este clar că după dauna a fost pusă în licitație, la aproximativ 2 luni a fost și pusă la vânzare și înmatriculată și din nou a fost pusă la vânzare ulterior. Deci nu știu ce să zic dacă a fost cumpărată cu daună reparată și pusă la vânzare sau s-a mai și mers cu ea între timp, pentru că nu este totuși niște timp să repari o daună de genul ăsta. Așadar, depinde foarte mult și de istoricul mașinii, dar în principiu dacă mașina este din licitații, poți să ai un punct de referință și în marea majoritate a cazurilor, mai ales de pe Adesa sau de pe site-uri foarte mari sau mașina dacă a fost chiar și pe mobile la vânzare, există șanse să apară pozele din anunțul de acolo și din punctul meu de vedere este un avantaj. Asta dacă și vânzătorul este corect, poți oarecum să compari anunțul cu informațiile trimise de el. Așadar, ăsta este un raport detaliat de la o mașină ce a fost luată de la licitație, reparată. Acum, din nou, depinde, poate mașina a fost prezentată cu accident în momentul respectiv de către dealerul ce a pus-o la vânzare. Dacă vreți să verificați și voi o mașină, aveți link în descriere cu 20% reducere la fiecare raport sau puteți folosi codul Luțu la pagina de plată. Hai să trecem la episod. BMW seria 3, facelift, 2019, 2.0 benzină, 184 de cai, Euro 6, bineînțeles. Probabil se poate observa la partea de exterior că mașina dispune de pachet M, este pachet M interior-exterior. În partea din față putem să observăm farurile astea BMW LED, nu sunt cele adaptive, însă sunt cele LED și mie personal îmi plac foarte mult și nu cred că are sens să cumpere o mașină de genul ăsta fără farurile LED, pentru că mai sunt și cele cu halogen. Avem jantele astea pe 18, ce au venit cu niște anvelope de iarnă, pur și simplu sunt anvelope cu care a venit mașina din Olanda, nu a ajuns nici de foarte mult timp în țară și având în vedere cum este vremea și că mașina asta va fi predată într-o zonă de munte a țării, probabil se mai poate folosi încă de anvelopele astea. Avem badge-ul specific de M,
avem parbrizul original, avem acolo lăcașul pentru head-up display, avem interior coniac, sau mă rog, cum îi zice marea majoritate, coniac, bineînțeles că s-au încuiat ușile. În spate cam așa arată. Mașina nu a beneficiat de detailing, este prezentat exact așa cum a venit. Jantele arată destul de bine, exceptând acolo zgârietură, dar totuși mașina are 162.000 de kilometri. Și din spate din nou mi se pare că arată foarte, foarte bine. Este un seria 3 și pachetul M oricum o schimbă foarte, foarte mult. Și culoarea asta mi se pare că arată destul de bine pe ea. Senzori de parcare pe spate, pe față. Tobele sunt curate. Deși oricum la benzină mai rar când se negrează, dar în urmă nu e un diesel, n-are același depuneri. Din nou pe partea asta mașina n-a fost de bombardier, nu are folii. Și cam așa arată în spate. Partea pasagerului, șoferului, pardon. Geamul redice, reglaje pentru oglinzi, scaunul șoferului. Avem plafon negru, avem volanul de M cu comenzi pentru pilot automat și pentru sistem audio, ceasurile digitale, 163.000 de kilometri mai exact. Încălzire, scaune, navigație mare, cutie automată, moduri de condus. Hai să ne uităm puțin și sub capotă, pedalierul de M specific. Badge-ul M și aici. Aici se poate vedea mai bine profilul anvelopelor. Iar sub capotă, ăsta este motorul de 2.0 benzină, mai bine optimizat decât cele vechi și mi se pare și destul de silențios față de un diesel, bineînțeles, care sună cam așa. Așadar, asta este prezentarea exterioară. Așa sună motorul la BMW-urile de generație nouă. Motorul ăsta mi se pare mai bine optimizat și este oricum mai lăudat și pe partea de consum. După cum am zis anterior, bate destul de tare soarele, așadar, pe partea de exterior ați văzut cum arată, ați văzut cum sună motorul. Hai să trecem la volan să vedem și cum merge. Așadar, iată-ne și la volan. Hai să vedem și cum merge acest BMW seria 3. E bine, se știe foarte bine faptul că dieselul este mult mai căutat la noi în țară și poate chiar în toată Europa, deși multă lume zice, domne, gata, o să apună dieselul, nu mai este cerere pentru el și așa mai departe. Eu văd treaba asta și la câte mașini sunt puse la vânzare diesel și faptul că se cumpără încă mașini noi diesel. Eu zic că dieselul va mai avea mult timp pe străzi. Nu sunt eu în măsură sau oricine din țara asta nu cred că e în măsură să decide treaba asta, dar dacă producătorii mari încă produc diesel, probabil o fac pentru că încă îl consider rentabil și pentru că cel mai probabil oamenii cer motorizări diesel. Dar cei drept și benzinarele în ultimii ani au început să câștige teren și pe partea de consum au început să fie și ele cât de cât mai bine optimizate, adică nu o să ajungă niciodată la performanțele unui diesel pe partea de consum. Însă sunt mai bine optimizate, sunt mai silențioase, sunt mai rafinate, să zic așa, față de modelele de acum ceva timp. Este vineri când filmez eu și e posibil să fie destul de aglomerat tot orașul, dar o să încerc să adopt o altă rută, pentru că am mai fost certat că întotdeauna merg pe aceeași rută. Ideea este că e cea mai la îndemână rută și se vede deja că dinspre București este deja foarte aglomerat, aici intrarea în Pitești este și aglomerată. Dar probabil asta este valabilă cam în toate orașele în ziua de vineri. Hai să vedem dacă avem noroc să ieșim aici și se pare că avem noroc. Așadar, BMW seria 3 adus la comandă, pachete exterior, pachete interior. Avem ceasuri digitale, avem faruri full LED. Ceasurile digitale se modifică în funcție de modul de condus pe care îl alegi. Adineauri eram pe confort, așa arată cele de pe sport. Bine, probabil marea majoritate sunt familiarizați cu ceasurile astea pentru că s-au pus încă de pe F10, de pe F01. Iar dacă mergem pe sport, arată într-adevăr mai sportiv, așa sunt gradate altfel și avem și modul de sport plus, unde se dezactivează DTC, SP, mă rog, în funcție de fiecare producător are o altă denumire. Nu prea aș recomanda modul ăsta, mai ales iarna sau mă rog, când este umed pe jos, mai ales la tracțiune spate. Avem încălzire în scaune pe 3 trepte, sistemul audio este standard, adică mașina nu este genul ăla de mașină mega full, giga full, cum o vor marea majoritate,
dar ai farul full LED, adică simți că ești într-o mașină de generație nouă, o schimbă foarte mult pe partea de exterior, plus vizibilitatea pe care o oferă farurile respective. Doamne, nu pot să cred că cineva a blocat toată banda să oprească pe avarii ca să ia pe altcineva. Și de asta se aglomerează, de asta se merge foarte haotic. Și eu greșesc într-adevăr, dar uite, dacă încet, încet fiecare om și-ar vedea greșelile și-ar încerca să nu mai încurce jumătate din trafic doar pentru că vor să ia pe cineva de acolo, probabil că ar fi totul mult mai cursiv. E foarte haotic traficul în toate orașele, deci nu judec și nu zic neapărat că problema asta e strict aici. Și revenind la mașină, știu că toată lumea vrea diesel. Într-adevăr, benzina costă mai mult, însă clientul ce a achiziționat această mașină a zis că o să meargă destul de mult în regim urban și am recomandat să se îndrepte către o benzinare, pentru că nu are sens să ții diesel. Pe lângă faptul că probabil pe termen lung o să-i dăuneze și o să bagi bani în diferite consumabile, egherie, DPF și așa mai departe, care vor avea de suferit mergând strict în regim urban, consumul, eu zic că dacă mergi cu benzina strict urban, mai ales că se încălzește mult mai repede, și mergi cu dieselul, s-ar putea să fie similar. Strict pe partea de rulaj, strict în oraș, poate o să fie o diferență, dar nu ai bătaie de cap la benzină, mai ales că sunt poate anumite persoane care merg 5 km până la muncă, merg înapoi acasă, adică acolo mi se pare că nu se justifică un diesel, sau acolo din nou poate un hibrid, să poate să te ajute să mergi și pe full electric 50 km să poți să o încarci la birou, mi se pare ideal. Dar acum eu consider că pentru nevoile lui, asta e o mașină foarte bună, e oarecum tânăr, nu are nevoie de foarte, foarte mult spațiu, pentru că acolo i-aș fi recomandat mai mult un break. Și sunt mulți clienți care vin, vreau să-mi cumpăr o mașină, dar nu știu ce să-mi iau, și le dau 5, 6, 10 opțiuni, la un moment dat văd că n-am cu cine să mă înțeleg și nu sunt hotărâți și nu știu ce vor, și prefer să aștept ori să fie hotărâți, ori dacă găsesc în altă parte, să-și cumpere în altă parte. Pentru că am mai văzut pe anumite canale pe YouTube, uite, nu mai țin minte exact cum se numește canalul, este un băiat din Oradea, dacă nu greșesc, care duce și el mașină la comandă. Într-o perioadă mi-a cerut și mie diferite sfaturi, dar la fel ajunsese să fie foarte insistent și mi-a explicat cu frumosul că una e să ai un mesaj 2-3 pe zi, și una e când pe mine mă sună 30 de numere pe zi, 50 de numere pe zi, pe WhatsApp am minim 30-40 de mesaje pe zi și nu pot să le răspund tuturor instant. Pentru că sunt niște clienți și niște oameni care vor avea prioritate, pentru că au deja mașina în țară, au deja banii dați pe mașină și normal să aibă prioritate. Mi se pare absolut normal, e vorba de respectul meu față de ei. Și eu sunt de părere că există loc pentru toată lumea, adică sunt anumite zone în țară unde într-adevăr poate nu există dealer, nu există firme care poate să facă treaba asta, și sunt o grămadă, dar o grămadă de persoane fizice care nu vor să-și facă firmă sau nu au acces la o firmă care să ajute cu importul unei mașini. Și automat preferă să apeleze la serviciile unei firme pentru un comision să le aducă mașina în țară, cum și la mine vin toți clienții pentru acest serviciu. Acum da, știu că sunt fel și fel de oameni, domne, am avut și oameni care au vrut să negocieze comisionul, că stai că am văzut, că am trez, că vreau să ies cât mai ieftin. Păi dacă plătești ieftin raportat la prețul mașinii, o să ai și tu servicii de proastă calitate și după marea majoritate se plânge. Niciodată n-am spus că am cele mai bune servicii sau că sunt cel mai bun sau că am cele mai bune mașini sau că aduc cele mai bune mașini, nu. Adică eu știu de unde am plecat, știu cât de greu mi-a fost și mie la început și de asta mă și bucur pentru oamenii care sunt cinstiți și sunt la început de drum și vor să bagă și un ban, pentru că pe termen lung le va prinde bine. Acum depinde de la fiecare la fiecare ce crede că e mai bine pentru el. Deci nu, și sunt foarte multe persoane care îmi scriu, aș vrea să mă apuc de ceea ce faci tu, dar uite că eu nu o să am reclamă, dar nici eu n-am avut reclamă. Eu am avut primul meu canal de YouTube în 2009, care a fost închis pentru copyright în 2014, după care l-am deschis pe ăsta, până la 50.000 de abonați pe care i-am făcut, cred că în 5-6 ani de zile, am postat metin 2 abonații vechi, știu, după care am renunțat la ideea asta pentru că începuseră să se dea strike-uri și am zis că decât să pierd toată munca, mai bine renunț. Deși și din asta se făcea bani atunci. Și am renunțat și am început cu carvlogurile și încet, încet au venit și clienții, au venit și recomandările, au început să vină și mașini mai scumpe aduse la comandă și automat și mașinile alea să fac reclamă. Și uite așa, încet, încet îți faci o bază de clienți și începe să meargă treaba, dacă e serios și dacă nu cauți să păcălești oamenii. Pentru că am avut și eu sute de cazuri în care mi-au zis oamenii, domne, că tu îmi fugi cu banii, că ce garanție am eu când mi-ai duci mașina. Și încet, încet, de atunci, cu zile nedormite, mă rog, cu nopți nedormite, cu nervi, cu sute de oameni blocați, pentru că sunt oameni care nu merită să-ți pierzi timpul cu ei, că asta e, am ajuns să aduc și mașini 60.000, 70.000 de euro,
Am adus și mașini de 1500 de euro și am tratat oamenii exact la fel, pentru că pentru mine nu contează că un om are un buget mare sau un buget mic, tot client este, doar că sunt oameni pentru care se vede clar că nu pot să fac ceva cu ei și de ce să stau să pierd timpul, pentru că sunt conștient de faptul că datorită acestor persoane care practic stau și pierd timpul și nu sunt hotărâți, pierd alți oameni care ar fi hotărâți și cu care aș face treabă. Și am pățit treaba asta de foarte multe ori și e păcat. Și eu îmi cer scuze și mi-am cerut întotdeauna scuze că n-am apucat efectiv să răspund tuturor la mesaje și e oarecum frustrant, pentru că e leznere, înțeles că eu aș vrea să aduc cât mai multe mașini să fie cât mai bine pentru toată lumea. Dar acum depinde și de client, depinde cui te adresezi, depinde de multe lucruri. Că eu înțeleg că oamenii și-au luat țepe de-a lungul vieții, înțeleg că oamenii au temeri, dar nici eu nu pot să îmi zic că un client adu mașina pe banii tăi că ți-o plătesc când vine în țară. Nu merge așa. Nimeni nu va face treaba asta. Sau dacă o aduc, bineînțeles, va avea un alt preț, pentru că dacă îmi blochez banii, nu e vorba de cămătărie, cum mi-a mai zis cineva acum câteva zile. I-am spus că la comandă mașina costă prețul X și dacă o aduc în stoc sau o vând ulterior, o să aibă un preț mai mare, că îmi blochez 15.000 de euro pentru o lună de zile. Nu e normal să cer un preț mai mare? A, pe ce ești cămătar? Deci, dacă aș face chiar... Am tot zis că o să fac un clip cu întâmplări cu clienții și uite că n-a fost timp, dar la un moment dat o să fac. Fără detalii personale, o să vă arăt poate conversații sau ceva, din nou, fără număr de telefon, fără nimic, că ar fi aiurea, ca să vedeți exact ce întâmplări sunt. Doar că acum nu mă mai enervez ca la început, pentru că am înțeles că asta este munca cu omul și întotdeauna se va găsi un client care te va face să înțelegi și să crezi că se poate mai bine și că poți să dai înainte. Adică probabil printre voi sunt oameni care lucrează în domeniul în care au contact cu oamenii și cel mai greu lucru este lucru cu omul, pentru că trebuie să-l înțelegi pe fiecare în parte. Dar uite, de exemplu, la mașina asta a fost un client, vreau seria 3, vreau benzină, uite, am găsit mașina asta luată de pe Adesa, hai solicităm, mi-a trimis avans, i-am licitat-o, i-am câștigat-o, ne-au vândut-o, mi-a plătit-o, i-am adus-o în țară, i-am scos numere, rar vine să ridice mașina, plecă cu ea acasă. Atât de simplu. Și alții sunt, te țin, nu înțeleg, nu vor să accepte de fapt că în bugetul lor nu se găsește mașina respectivă. Și trebuie oarecum să-i faci să înțeleagă, sau dacă vezi că nu se poate și nu se poate, nu e vorba de aroganță, nu e vorba de răutate, eu prefer să blochez persoana respectivă, pentru că ele ne înțeles că nu ne vom înțelege și dacă se sunt să ne pierdem timpul, mai bine să rămân așa. Adică răspund elegant și sunt amabil, uite, eu consider că nu vom găsi mașina asta și decât să stăm să ne pierdem timpul, eu zic că mai bine îți cauți în altă parte sau... Adică nu vreau să stăm să ne pierdem timpul. De ce să stăm să ne pierdem timpul dacă tu, de exemplu, vrei mașină de 25.000 și tu ai 14.000? Pentru că multe persoane cred că în afară, la licitație, e mașina pe degeaba și o aduci în țară și faci profit, 8.000 de euro. Păi dacă era așa, nu cumpără toată lumea de acolo? Mă rog, e o discuție foarte, foarte complicată și foarte amplă și n-are sens. Poate o să fac la un moment dat, mi-am propus să încep să mai fac live-uri din când în când, poate peste weekend, când am un pic mai mult timp liber și acolo poate o să putem să povestim mai multe și mi s-ar părea mult mai interactiv, să zic așa, să fac un live și să răspund în timp real la toate cele. Așadar, ăsta este episodul, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!